Cu câțiva ani în urmă, lumea a fost cutremurată de veștile surprinzătoare despre Atlantida. În mod neașteptat, s-a dovedit că misteriosul stat antic a fost localizat în Sahara. Dar nu se presupune că Atlantida s-a scufundat în mare și nu în nisip? Se pare că nu este chiar atât de simplu. Înainte să vorbim despre Atlantida, o să încercăm să deslușim zona Saharei. Sahara este un deșert localizat pe continentul african și este considerat cel mai întins deșert fierbinte din lume și al treilea cel mai întins deșert general, alături de deșerturile Arctic și Antarctic. Suprafața Saharei este de 9.200.000 de kilometri pătrați. Cu siguranță sunt multe zone de explorat pe un teren atât de întins, dar cel mai uimitor și unic loc este Ochiul Saharei, cunoscut ca și structura Rihat, localizată în Mauritania Centrală de Vest și care chiar arată ca un ochi. Este un fel de dom prăbușit cu un diametru de circa 40 de kilometri, structura fiind atât de imensă încât poate fi văzută din spațiu. De foarte mult timp, această structură a fost un reper pentru cosmonauții de pe orbită, fiind un punct de referință foarte avantajos. Este un obiect cu siguranță vizibil în mijlocul deșertului, dar totuși, cum a apărut acolo? Inițial s-a crezut că Ochiul Saharei a fost un crater de meteorit. Era o explicație bună, doar că suprafața ochiului este prea plată și nu au putut fi identificate urme de roci în urma presupusului impact. Ar fi putut să fie o explozie de bombă dacă structura nu avea vârsta pe care o are, este veche de milioane de ani. Dar dacă e un vulcan, nici această ipoteză nu este corectă pentru că nu există urmă de roci vulcanice. În consecință, oamenii de știință nu sunt siguri cum a apărut Ochiul Saharei. Principala teorie este eroziunea. Cu ceva timp în urmă, o parte din crusta Pământului a fost expusă, iar vântul a făcut restul. Dar ce legătură au toate acestea cu Atlantida? Ca să înțelegem asta, trebuie să ne reîntoarcem puțin în trecut pe vremea lui Platon. Acesta a murit în secolul 4 înainte de Hristos și este considerat o personalitate importantă în filozofie. Informațiile referitoare la Atlantida se află în cele două dialoguri scrise de el, Timaeus și Critias. Dacă rezum informația, afli următoarele. În secolul 5 și 6 înainte de Hristos, Atlantida era principala rivală a Atenei. Statul era poziționat pe o insulă și era foarte puternic. Atlantida deținea Africa de Nord până la Egipt și Europa până la vestul Italiei, dar insula pe care era așezată era interesantă în mod special. Conform lui Platon, în centrul insulei se afla un deal care era poziționat la 9 km de mare pentru protecție. Dealul era înconjurat de 3 cercuri de apă și de pământ. Centrul efectiv al Atlantidei avea un diametru mai mic de 1 km. Existau temple, un palat regal magnific și toată această splendoare era localizată în spatele a ceea ce se numea în antichitate stâlpii lui Hercule, astăzi numită Strâmtoarea Gibraltar, locul unde Platon a plasat Atlantida, cel mai probabil aceeași de lângă coasta Spaniei și din apropierea Marocului în prezent. Acum avem toate informațiile, un obiect circular imens înconjurat de mai multe terasamente și localizată dincolo de Strâmtoarea Gibraltar. Da, este structura Rihat, nu un Oceanul Atlantic, dar totuși dincolo de stâlpii lui Hercule, doar puțin mai la sud decât obișnuiam să credem. Dat fiind câți ani au trecut, acest lucru ar putea fi atribuit erorilor geografice. Așadar, sunt rămășițele Atlantidei cu adevărat ascunse în Sahara? Ca și alte episoade ale poveștii, și acesta este plin de ghicitori. Unii cercetători cred că Atlantida este doar un mit, o poveste inventată de Platon, iar acest lucru este de înțeles, dar noi vrem să vedem faptele. Platon indică o perioadă de acum 9.000 de ani ca și timp aproximativ al scufundării Atlantidei, respectiv în jurul anului 9500 înainte de Hristos. Făcând un amendament cu privire la faptul că Platon nu era foarte bun la aproxima datele istorice, să considerăm acest an ca un exemplu. Au existat inundații pe scară largă în acea perioadă, cu toate că niciuna nu s-a petrecut în apropierea Ochiului Saharei. Această regiune este chiar bine protejată de apă. În orice caz, nu există încă dovezi că această regiune a fost inundată în mod particular. Să lăsăm deoparte pentru acum structura Rihat. Una dintre teoriile cele mai comune despre Atlantida este aceea că Platon iubea zerourile, astfel încât a adăugat un zero în plus datei existenței Atlantidei. De fapt, o idee filozofică susținea că atlantinienii antici erau locuitorii insulei Creta.
Civilizația minoică era foarte dezvoltată, iar reprezentanții ei locuiau pe insule și construiau palate luxoase, dar cu mai bine de 900 de ani înainte de nașterea lui Platon, un vulcan a erupt pe una dintre insule. În aproximativ o zi a dus la distrugerea insulei și formarea unui tsunami uriaș. Tsunamiul a lovit coasta nordică a Cretei și alte insule din acea parte a Mării Mediterane. Cenușa vulcanică a acoperit lanurile, iar foametea a început. Bineînțeles, Creta nu s-a scufundat, dar a experimentat un declin puternic și toată această poveste este foarte asemănătoare cu istoria Atlantidei. Totuși, Creta este localizată pe partea opusă a Gibraltarului. Platon, bineînțeles, ar fi putut încurca datele, însă nu estul și vestul. Acum să revenim la ochiul Saharei. Să presupunem că Atlantida chiar a existat în acest loc, dar nu a avut parte de o inundație care să o distrugă, ci spre exemplu de un cutremur, o cucerire sau o deteriorare lentă de cauză naturală. În orice caz, în locurile în care acei oameni au locuit odată ar trebui să existe astăzi urme, iar în structura Rihat există. Aici, arheologii au găsit aglomerări de artefacte imprimate în cenușă vulcanică. Majoritatea sunt localizate în apropierea inelului exterior al ochiului. Cultura Așalui aparține paleoliticului timpuriu. A început să se răspândească acum 1.760.000 de ani, adică cu mult înainte de posibila apariție și dispariție a Atlantidei. Populația acestei culturi era în stadiul timpuriu al dezvoltării sistemului comunal primitiv. Cu alte cuvinte, oamenii, dacă le putem spune așa, foloseau focul, erau angrenați în vânătoare și cules și realizau unelte simple din piatră. În general, aveau în comun puține similarități cu atlantinienii mitici, totuși există și ciudățenii. Niciun artefact nu a fost găsit vreodată efectiv în structura Rihat. Există multe prinjur, dar niciuna în interiorul ochiului. Ce se întâmplă în acest loc? De ce strămoșii noștri îl evitau? Nu în ultimul rând, iată un fapt interesant pentru voi. Se crede că deșertul există de ceva timp în forma sa actuală, dar a existat odată o mare acolo, pe teritoriul Saharei, unde astăzi se află majoritar doar nisip și pietre. A existat odată un rezervor uriaș cu adâncime de 50 de metri și o arie de 3000 de kilometri pătrați. Nu pare prea mult pentru o mare, dar în mijlocul deșertului chiar este. Și nu a fost doar un rezervor, multe specii de șerpi și pești antici trăiau în apele căii trans-sahariene și erau uriașe. Acest lucru este evidențiat de rămășițele descoperite de către paleontologi în mijlocul deșertului. Bineînțeles, acest lucru nu dovedește că atlantinienii înotau în Sahara cu strămoșii giganți ai crocodililor, dar se pare că această regiune ascunde mult mai multe secrete decât se credea anterior. Cercetătorii continuă să exploreze deșertul și această structură și cine știe unde va duce acest lucru într-o bună zi. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!